Bun găsit din nou! Astăzi aș vrea să vă arăt cum se termină acest model tricotat cu romburi, numit și Entrelac. Este un model destul de ușor, dar necesită um, multă atenție. Și am să vă arăt cum încheiem acest minunat model. Am aici. O altă, un alt eșantion, o altă bucățică de model, da? Și vă voi arăta cum încheiem scăzătura. Deci, cum facem scăzătura la acest model? Deci, sunt așa, da? Acum ar trebui să mergem spre dreapta, adică pe dos. Suntem pe dosul lucrului, așa ne arată și firul, da? Și vom face astfel. Voi lua primul ochi, deci cel care mi-a rămas, da? Îl voi lua pe Andreea din dreapta și pe Andreea din dreapta o să mai adaug încă 5 ochiuri, pentru că am lucrat aici cu 6 ochiuri, deci romburi din 6 ochiuri. Mai am nevoie de încă 5 ochiuri și voi pune pe Andreaua din dreapta, încă 5 ochiuri. Și am deja 2, 3, deci iau cu Andreaua din stânga, de aici, un ochi, da? Și îl și tricotez și îl pun pe Andreaua din dreapta. Am deja 4, 5, și șase ochiuri, da? Apoi, mă întorc pe fața lucrului și voi tricota toate aceste șase ochiuri pe față. Inclusiv ultimul ochi. Acum, mă întorc din nou pe dosul lucrului și voi lua primul și al doilea ochi împreună, deci vom scădea un ochi. Pentru a Începe încheierea acestui uh, triunghi, vom avea aici în margine, da? Deci am luat primul și al doilea ochi împreună, am scăzut un ochi, apoi voi mai face 1, 2, 3, încă trei ochiuri, da? Apoi următorul ochi îl voi lua cu, împreună cu ochiul de la rombul următor. Da? Și am acum pe Andrau din dreapta doar 5 ochiuri. Mă întorc pe fața lucrului și voi tricota aceste 5 ochiuri pe față. 2, 3, 4 și 5. Aici deja începe să se formeze scăzătura triunghiului din margine. Este acesta de aici. Da? mă întorc pe dosul lucrului și din nou voi lua primul și al doilea ochi, le voi lua împreună, da? Deci scădem un ochi. Apoi voi mai face încă un ochi pe dos, încă un ochi pe dos, deci am încă două. Următorul ochi pe dos îl voi lua cu primul de la rombul următor și le voi tricota împreună, deci voi scade încă un ochi. Mă întorc pe fața lucrului și am acum doar patru ochiuri pe față. Le voi tricota pe toate patru. Două, trei și patru. Uitați că se vede deja cum se formează aici scăzătura, da? Mă întorc pe dosul lucrului și din nou voi lua primul și al doilea ochi împreună și astfel vom scădea un ochi. Apoi mai am de tricotat încă un ochi pe dos, iar ultimul ochi de la acest triunghi îl voi tricota cu primul ochi de la rombul următor împreună. Deci acest ultim ochi cu următorul, cu primul ochi următor, le voi tricota împreună. Mă întorc pe fața lucrului, și de data aceasta am doar 3 ochiuri pe față pe care le voi tricota pe față. Mă întorc pe dosul lucrului și din nou voi proceda la fel. Primul și al doilea ochi le voi lua împreună, adică vom scădea un ochi în margine. Apoi, mai avem aici doar un ochi pe dos pe care îl voi lua împreună cu. Ochiul următor. Da? Deci le voi tricota împreună, voi scădea un ochi. Mă întorc pe fața lucrului și am acum doar două ochiuri pe față pe care le voi tricota pe față. Deci am rămas cu două ochiuri pe față, mă întorc pe dosul lucrului și Vedem că am aici două ochiuri, și aici am două ochiuri. Pe aceste două ochiuri le voi tricota împreună, deci voi scădea un ochi. Aceste două ochiuri, la fel, le voi tricota împreună, voi scădea un alt ochi. Am rămas cu două ochiuri. Acest prim ochi îl voi trage prin ochiul de pe Andreea din stânga, da? Și am rămas doar cu un ochi. Acum, trebuie să venim pe această latură și va trebui să mai adăugăm lângă acest ochi rămas încă 5 ochiuri. Pentru că am spus că lucrez, deci eu am lucrat cu grupuri de câte 6 ochiuri. Deci, voi avea nevoie aici de încă 5 ochiuri pe Andreaua din dreapta. 2, 3, 4, 5 și încă 1. Deci am în total 6 ochiuri. 2, 4, 6. Mă întorc pe fața lucrului și voi tricota aceste 6 ochiuri pe față. Mă întorc pe dosul lucrului și voi proceda ca mai înainte, da? Primul și al doilea ochi le voi tricota împreună, astfel scădem un ochi. Apoi am de tricotat încă trei ochiuri pe dos. 1, 2, 3. Ochiul pe dos care mi-a rămas îl voi lua împreună cu primul ochi de la rombul următor. Deci, ultimul ochi de aici cu primul ochi de aici le voi tricota împreună pe dos mă întorc pe fața lucrului și am de tricotat 5 ochiuri pe față. Eu primul ochi îl iau nelucrat, așa cum v-am obișnuit deja. Și deci 2, 3, 4 și 5. Mă întorc pe dosul lucrului și voi face astfel. Primul și cu al doilea ochi le voi tricota împreună, scăzând astfel un ochi. Apoi, am de tricotat două ochiuri pe dos, iar ultimul ochi pe dos de aici îl voi tricota împreună cu primul de la rombul următor. Deci ultimul cu primul de aici, împreună. Mă întorc pe fața lucrului și am detricotat tricotat patru ochiuri pe față. Mă întorc pe dosul lucrului și din nou voi lua primul și cu al doilea ochi împreună, scăzând astfel un ochi. Apoi mai am de tricotat un ochi pe dos. Aici mi-a rămas un ochi pe care îl voi lua împreună cu primul de la rombul următor. Și am scăzut un ochi iarăși. Mă întorc pe fața lucrului și voi tricota cele trei ochiuri pe față. Se vede deja scăzătura, da? Mă întorc pe dosul lucrului și voi lua primul ochi cu al doilea. Le voi lua împreună. Astfel scădem un ochi. Mi-a mai rămas aici un ochi pe care îl voi lua împreună cu ochiul următor. Și am mai scăzut încă un ochi. Mă întorc pe fața lucrului. Voi tricota aceste două ochiuri pe față și mă întorc din nou pe dosul lucrului. Și iarăși am rămas cu două ochiuri aici și cu două ochiuri aici. Deci, aceste două le voi scădea așa. Următoarele ochiuri, la fel cele două le scad. Apoi acest ochi îl voi trage peste acesta și am rămas cu un singur ochi. Iarăși venim pe această latură a rombului nostru și va trebui lângă acest ochi, de pe Andreea din dreapta, să mai adaug încă 5, care în total o să am 6. Deci am 2, 3, 4, 5, și 6 ochiuri. 2 4 6. Mă întorc pe fața lucrului și voi tricota aceste 6 ochiuri pe față. 2 4 6. Mă întorc pe dosul lucrului și voi proceda ca mai înainte. Primul și cu al doilea ochi le voi tricota împreună. Scăzând astfel un ochi, apoi voi face 1, 2, 3 ochiuri pe dos, iar următorul ochi pe dos îl voi lua împreună cu primul de la rombul următor. Deci, ultimul de aici cu primul de aici și le voi tricota împreună. Mă întorc pe fața lucrului și voi avea de tricotat 5 ochiuri pe față. Mă întorc pe dosul lucrului și iarăși voi scădea un ochi, voi lua primul și cu al doilea ochi împreună, scăzând astfel un ochi. Apoi avem două ochiuri pe dos, iar al treilea ochi îl voi lua împreună cu primul de la rombul următor și am mai scăzut un ochi mă întorc pe fața lucrului și am detricotat 4 ochiuri pe față. Mă întorc pe dosul lucrului și din nou voi scădea un ochi. Primul ochi și cu al doilea ochi le voi tricota împreună și am scăzut un ochi. Apoi am detricotat un ochi pe dos, iar următorul ochi pe dos îl voi lua împreună cu primul de la rungul următor. Și am scăzut un ochi. Mă întorc pe fața lucrului și avem de tricotat 3 ochiuri pe față. Mă întorc pe dosul lucrului și voi scădea din nou un ochi în margine. Deci primul ochi și cu al doilea ochi le voi tricota împreună. Apoi, ultimul ochi care mi-a rămas de aici, îl voi lua împreună cu primul de la rombul următor. Da? Am scăzut ochiul, mă întorc pe fața lucrului și am detricotat cele două ochiuri pe față. Mă întorc pe dosul lucrului și am iarăși două ochiuri aici și două ochiuri aici. Voi scădea aceste două ochiuri Apoi voi scădea și aceste două ochiuri și acest ochi de aici, primul, prima, primul ochi de aici, îl trec peste ochiul care îl am pe Andra. Și așa arată modelul meu de astăzi, <coughs> scăzătura de la modelul cu romburi între lac. Când uh, faceți un uh, pullover răscroit în față, da? uh, am făcut aici un mic desen, sper să vă inspire și să vă ajute, deci va trebui să scădeți, nu o să vă vină rotund, dar vă, o să vă vină în funcție de romburile dumneavoastră. Trebuie să fiți foarte atente la aceste răscroieli, ca să aveți și pe o parte și pe alta același număr de romburi și același număr de ochiuri. Deci cât vă rămâne într-o parte, să vă rămână și în cealaltă parte. Cât scădeți aici, scădeți și aici, da? Deci începeți cu scăzătura din mijloc, de la baza gâtului, da? Apoi mergeți cu o parte și cum ați scăzut într-o parte, scădeți și în partea cealaltă. Deci trebuie să fie ca o oglindă, ca în oglindă, da? Acestea fiind spuse, eu mă opresc aici, sper că ați înțeles această, acest final de model. Sper că nu vă pare prea greu, nu, nu vi se pare prea greu. Dacă aveți întrebări, vă aștept să mă întrebați și să pot să vă răspund. Vă mulțumesc că mă urmăriți, vă mulțumesc că v-ați abonat la canalul meu, sper că vă sunt Vă sunt folositoare tutorialele mele. Vă doresc o seară frumoasă, mult spor și vă aștept și la alte tutoriale.